România vine în sprijinul autorităților din Turcia după cutremurele devastatoare care au dus la pierderea de vieți omenești. Echipa de sprijin din România a ajuns în provincia Hatay, într-o localitate apropiată orașului Antakya. Salvatorii români au început să construiască baza de operații, concomitent pregătindu-se primul schimb pentru începerea misiunii de sprijin. Majorul Lucian Jacodi, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Porolii Sumsălaj, ne-a declarat. Echipa de sprijin din România, formată din personal specializat de căutare-salvare ROUSAR, medici și asistenți MURD, personal cu echipe canine din cadrul Clubul Câinilor Utilitari, a ajuns în provincia Hatay, într-o localitate apropiată orașului Antakya. Aceasta este prima zonă pe care autoritățile turce, respectiv Autoritatea pentru Gestionarea Dezastrelor și a Situațiilor de Urgență AFAD, cu responsabilități clare în gestionarea situației generate de cutremure, au ales-o pentru echipa din România. Salvatorii români au început să construiască baza de operații, concomitent pregătindu-se primul schimb pentru începerea misiunii de sprijin. Totodată, în această dimineață, înainte de a începe deplasarea către locația bazei de operații stabilite de AFAD, o echipă formată dintr-un ofițer și doi subofițeri, cu doi câini de căutare-salvare, au executat o misiune de recunoaștere în teren, împreună cu o echipă din Turcia, la o zonă rezidențială afectată de cutremur. Reamintim faptul că salvatorii români se află în permanentă legătură cu autoritățile turce, reprezentanții AFAD fiind cei direct responsabili în a desemna zona de acțiune și intervenție a echipajelor venite în sprijin.